Bună seara, dragi prieteni, numele meu este Dragoș Movileanu Caraulea, n-am mai vorbit de foarte multă vreme cu dumneavoastră și astăzi vreau să vă vorbesc despre bucuria lecturii. Eu sunt un lector de foarte mult timp, lecturez tot timpul, lecturez când am 5 minute libere, eu lecturez. Lectura este, din păcate, pentru neamul nostru în scădere, nu se mai lecturează, oamenii nu mai lecturează și asta, din punctul meu de vedere, este o mare, mare pierdere, pentru că dacă am lectura mai mulți, am putea să zicem, uite, eu am lecturat asta, tu ai lecturat asta, avem o discuție, un dialog, dar așa lecturează fiecare cum ce lecturează și, până la urmă, nu mai lecturăm nimic, că asta e păcat. Mă uit așa la copiii ăștia de pe stradă, care nu mai lecturează, între voi lecturați, uite la mine, pe telefon tot timpul, blip-blip-pam-pam, și poți să lecturești pe telefon. De ce nu? Poți să lecturești și pe telefon, adică eu am aplicație de lecturat pe telefon, dar nu să lecturezi mesajele pe care ți le dă, mai știu eu ce coleg de bancă de la școală, să stai pe TikTok, să te uiți la cum se zbânțe unul, unde să lecturezi cărți grele, cărți dificile, cărți cu care să stăm, să lecturăm așa flu-flu. Dacă lecturezi flu-flu, mai bine nu lecturezi. Deci să ne înțelegem. Lectura este foarte importantă și cine nu lecturează, după mintea mea, trăiește doar pe jumătate, așa că eu nu mă uit, nici nu am de ce discuta unul care nu lecturează sau cu una care nu lecturează. La mine în viață oamenii importanți sunt oamenii care lecturează, da? Ăsta am făcut transmisiune în care lecturam seara, sâmbătă, sau duminică, nu mai știu. Nu se uita nici dracu, oamenii nu mai sunt interesați de lectură. Două bucuri am să mănânc pâine să lecturez. Deci nu ai, dacă trăiești într-o lume în care lectura este harta partea, mai bine te las de lecturat. Sostat. Îmi cer scuze, m-am zis, mă șed de luat. Dacă ai idee, să știți ce mă enervează pe mine. De asta vă recomand cu căldură să lecturați tot timpul, ca să putem avea o conversație interesantă și normală, nu porcările, deschideți gura, nu știți ce, cu voi pe ce lume sunteți. Vă mulțumesc, la revedere, lectura plăcută!